Muzeul Antipa a devenit primul muzeu din țară care se bucură de înalt patronajul majestății sale Margareta, deși este considerat o instituție regală de la înființare, în urmă cu 175 de ani. Este o mare onoare, pentru noi este de asemenea o închidere a unui cerc deschis în urmă cu peste 100 de ani, atunci când Muzeul Antipa s-a făurit practic sub înaltul patronaj al majestății sale, regele Carol I. După 70 de ani, astăzi majestatea sa Margareta, custodele coroanei române, face această reparație simbolică, această reparație istorică, așa cum spuneam, astfel încât putem spune că Ateneul din Iași, prima instituție de cultură din regatul României Mari, se întoarce acasă. Suntem un liceu, cum am zis, cu tradiție monarhistă, avem mai multe activități legate de această temă, cum ar fi un simpozion regal desfășurat anual în ziua de 10 mai. Pentru noi această distincție reprezintă o recunoaștere a ceea ce noi facem în fiecare zi. Noi reprezentăm elevii din România, noi suntem vocea lor. Este și sloganul nostru, fii vocea colegilor tăi, și considerăm că prin acest titlu am reușit să facem acest lucru și să fim recunoscuți. Echipa de rugby și numeroase programe pentru tineri și elevi au primit astăzi înaltul patronaj al majestății sale, care reprezintă pentru ele un sprijin moral și o recunoaștere a muncilor.